Salut, Zilinga, și astăzi o să vă povestesc cum am avut parte de cea mai groaznică zi. Asta a fost sâmbătă, azi că filmez eu, asta e marți, voi vedeți clipul miercuri. Și pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat sâmbătă, de-aia nu am postat duminică, chiar dacă eu postez în fiecare miercuri și duminică, dacă nu v-ați prins. Dar hai să nu mai lungim vorba și să începem direct, pentru că am aici dovada a ce s-a întâmplat și motivul pentru care ziua de sâmbătă a fost absolut teribilă. Deci, hai să facem un backstory. E sâmbătă, da? Ne-am trezit eu și Mădă, nu știu la cât, probabil târziu, dar ne-am trezit și am zis, hai să ne începem ziua frumos și să mergem să mâncăm. Avem aici în cartier unde stăm un restaurant italienesc și pe lângă mâncarea italienească, gen paste și pizza, au și paniniuri care sunt absolut delicioase și am zis, hai să mergem să mâncăm un panini acolo. Ne pregătim să plecăm. Bleed, pisicul nostru, era afară pentru că îl lăsăm să iasă afară, e foarte cuminte și se întoarce și place să stea afară, da? Și îl lăsăm în fiecare zi, zi de zi, cât vrea el să stea afară. Și era deja afară pentru că ne trezisem și se ceruse afară. Așa că, fiind zi, eu am zis, bă, n-o să pățească nimic. Oricum suntem aproape, n-are ce să pățească, lasă-l în treaba lui. Dar Mădă a zis, nu, hai să îl băgăm în casă. Și iese în terasă să-l strige. Noi stăm la parter, dacă nu știți. Iese în terasă să-l strige. Bleed aleargă imediat în casă, pe ușă intră și... What the fuck? Ok, ok, efectiv m-am speriat pentru că nouă nu ni se ia niciodată curentul. Ok, what the fuck? Și atunci observăm că terasa este plină, și când zic plină mă refer plină de sânge. Sânge peste tot, pe covoarele din terasă, pe pantofii noștri din terasă, da? O să vă pun acum imagini să vedeți, deci pe covoare, pe pantofi, bă, peste tot. Acum terasa e curată, că nu puteam să lăsăm acolo sângele, dar era peste tot, era așa dâre de sânge, bălți de sânge peste tot. Și după ne uităm la Bleed, care era aici la bucătărie și își lingea în continuu lăbuța din spate, una din lăbuțele din spate, și în timp ce se lingea, curgea o baltă de sânge din el, efectiv zici că avea hemoragie și era sânge peste tot. Am făcut și eu ieri abia curat și a trebuit să stau să frec pete absolut minuscule de sânge care erau peste tot în bucătărie, pe frigider, pe ușile mobilierului, bă, deci erau peste tot. Așa că l-am luat și ne-am grăbit la veterinar. Din fericire avem veterinar super aproape, la 2 minute de mers pe jos. L-am dus și am văzut că dragul de el, micuțul Bleed, s-a despicat, s-a tăiat, cum sunt degetele de la picioare, gen așa. Aici, el s-a tăiat între ele. Cumva și-a făcut o rană așa, s-a tăiat așa. Nu știm în ce, bănuim că în gard, dar totuși e foarte dubios cum a reușit să se taie. Așa că a trebuit cusut și acum arată așa. Are piciorul ăsta cusut și bandajat. Are conul ăsta pe cap ca să nu-și scoată copcile. Și știu că nu sună așa oribil. Nu sună așa groaznic. Nici eu n-aș fi crezut că e așa groaznic, pentru că până la urmă, bă, l-am salvat. Adică nu s-a ajuns, nu știu, să facă hemoragie mare, să aibă o infecție acolo care chiar să fi fost greu de tratat. L-am dus la timp. Dar, bă, când trebuia să-l coasă, pentru că era sâmbătă și femeia de acolo, de la cabinetul veterinar, era singură, a trebuit eu și Mădă să-l ținem. Mă rog, mai întâi îl țineam eu pentru că lui Mădă era urât să vadă rana și eu știam să-l țin pentru că Bleed e foarte sălbatic. E foarte sălbatic, face foarte urât la veterinar și știam eu cum să-l țin ca să nu facă urât. Și inițial n-aveam nicio problemă până când săracul de el a început să facă... efectiv așa făcea... așa din gât, pentru că nici nu putea să deschidă gura, fiindcă îl țineam să nu muște, știi? Și în momentul ăla, când a început să fac așa, am simțit căleșin. Eu am zis, dați-vă căleșin. Și l-am lăsat pe Mădă să-l țină pe Bleed, cum a reușit el să-l țină. Și eu am ieșit de acolo și nu mai puteam. Mi-era cald, mi-era, bă, deci simțeam căleșin, că am mai leșinat la viața mea. O să vă povestesc și asta, dar am crezut că leșina acolo și după am început să plâng. Brusc.
am început să plâng. Deci, practic, n-aveam niciun motiv să plâng pentru că Bleed era ok. Nici nu plângea așa tare. Chiar n-avea motive să plâng pentru că totul era și va fi și este ok. Dar am început să plâng în momentul ăla pentru că, nu știu, mă durea sufletul. Efectiv, simțeam că mă coase pe mine și că mă doare pe mine pentru că Bleed, zici că e copilul meu, mă simt de parcă eu l-am născut. Eu l-am născut pe Bleed, așa mă simt. Nu știu, nu știu. Și toată ziua, după ce s-a întâmplat treaba asta, pentru că nici n-a durat mult, adică ne-am mișcat repede și a avut doar 3 copci, adică a trebuit să-l coase de 3 ori. Toată ziua am plâns din cauza asta, Brandon, gen, doar mă gândeam la ce s-a întâmplat și începeam să plâng, pur și simplu. Ce-ți lingi piciorul, mă, n-ți-ule? Mai vrei să-l luăm? Da. Te tați. Bine. M-am antrenat, mă duc după mașină. Da? Mă duc, da, după mașină. Păi le povesteam ce groaznic a fost sâmbătă când s-a lovit Bleed. A, da, nașpa. Bă, și după, efectiv, toată ziua mi-a fost... ne-a fost stricată, inclusiv duminica, deși duminica parcă a fost nașpa pentru toți. Gen, ca să înțelegeți cât de sensibilă și emoțională a fost toată sâmbăta. E miercuri și editez clipul ăsta, am uitat să menționez că am plâns inclusiv la telefon cu Danny. După ce am ieșit de la veterinar, am sunat-o plângând. Și, nu plângând, am sunat-o și după am început să plâng când îi povesteam. Da. Seara, la un moment dat, mă sună Zbâr și îmi zice: hei, vrei Mac și să ne jucăm Catan? Și eu, ca orice alt om, iubesc Mac-ul și iubesc Catanul. Plus că nu jucăm așa des și de-aia eram gen: wow, perfect, seara perfectă. Și am zis: da, normal, așteaptă-mă jumătate de oră. Și după cât am stat eu în acea jumătate de oră să mă pregătesc sau să-mi termin treaba pe care o făceam în momentul ăla, m-am gândit: dar stai, mă, parcă suna prea bine să fie adevărat. Și efectiv l-am sunat pe Zbâr și plângeam în timp ce l-am sunat. Nu știu de ce, deci atât de all over the place am fost sâmbătă. Și l-am sunat și l-am întrebat: hei, că era și 1 aprilie, dacă vă uitați pe calendar, sâmbătă a picat pe 1 aprilie. Și zic: hei, nu-mi faci o farsă, nu? Adică, pe bune, chiar ne jucăm și mâncăm, mec, nu? Nu-ți bagi joc de mine. Și nici el l-a înțeles nimic și cât îi explicam la telefon că... pe asta, că parcă sună prea bine să fie adevărat și că așa, el m-a și întrebat la un moment dat: bă, tu râzi sau plângi? Că nu înțeleg. Da, stai liniștită că e adevărat, o să mâncăm Mac și o să ne jucăm Catan. Dar atât de all over the place am fost din cauza ce s-a întâmplat și în momentul ăla am realizat cum se simt părinții, frate, când noi, copiii lor, pățim ceva, orice. Și gândiți-vă că nici măcar nu sunt părinte pe bune, am doar o pisică. E o pisică. Și totuși am reacționat cum am reacționat, știi? Și de-aia acum parcă am așa un alt nivel de empatie și înțelegere al părinților, pentru că e absolut groaznic, e absolut teribil să treci prin așa ceva. Chiar dacă eu fizic n-am pățit nimic, faptul că Bleed, el a pățit ceva, auziți-l. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Dă-te mai jos. Zici că e o lampă, zici că e o antenă. Și da, acum e tot ok, Bleed e bine, nu știu dacă s-a obișnuit neapărat cu conul, oricum îl dau jos când mănâncă și bea apă, să nu vă panicați, dar bă, de când îl are, parcă e atât de afectuos, Bleed oricum nu e, nu știu, nu e rău, adică îi place și vine să îl mângâi și să te iubești cu el și așa. Dar nu e atât de afectuos. La modul, el dacă doarme cu noi în pat, doarme la picioarele noastre, nu doarme niciodată mai sus. Nu știu de ce, acolo îi place lui să doarmă, sau așa credeam eu. Până duminică dimineață, când m-am trezit, că nu mai zic că sâmbătă am și răcit, m-am trezit și răcită și pe lângă că m-am trezit și răcită, sâmbătă, din cauza că a trebuit să fugim cu Bli la veterinar, am întârziat să predau o campanie. Și eram super stresată că, aoleu, bă, nu vreau să supăr pe nimeni, știi? Vreau să fiu profi aici, dar nu pot pentru că mi s-a tăiat mâța. Dar stați să vă arăt. Nu știu dacă o să înțelegeți ceva din poza asta, dar o să vă arăt acum pe cameră, ca idee. Deci,
Asta e fața mea, am început să fac poza asta ca să nu îi trezesc nici pe Blid, nici pe Mădă, pentru că ne-am trezit cu Blid între noi. Nu știu dacă vă dați seama că el este aici. Gen, chestia asta de aici este Blid. Uitați-vă la fața mea. Abia mă trezisem, dar pentru că eram în șoc că Blid era efectiv la ceafă, la mine și la Mădă. Ea fix între noi, întins. Am zis că trebuie să fac poza, dar nu se înțelege absolut nimic. Numai îi se văd aici puțin lăbuțele așa și vedeți conul. Da, am făcut poza asta la 9 dimineața. Ceea ce nu-i de vreme, de fapt, de ce zic asta? Asta a fost cea mai groaznică zi a mea. M-a dereglat complet și mă bucur să zic că asta consider eu o zi groaznică și că nu am probleme mai mari, sunt foarte recunoscătoare, dar am vrut să vă povestesc ca să justific lipsa mea de duminică, pentru că eu m-am simțit foarte vinovată fiindcă nu am reușit să vă ofer un video duminica asta, dar ne... Aveți unul acum, dar n-ați rămas fără clip și săptămâna asta. Dar cam asta a fost, sper că v-a plăcut. Și iar mi se pare că nu mai merge camera și că nu mai focusează. Sper că nu v-a enervat focusul. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut. Și da, am unghiile diferite. Adică, deci pastea le-am făcut gen așa, semi-transparente cu sclipici. Și după pastea le-am făcut așa gen... iridescente, nu știu dacă vedeți, că am luat o pudră din aia. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult și m-ați abonați la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne revedem la viitoare. Vă pup! Pa!